Balonul ajunge la Bălașa. Un început de meci liniștit aici la Iași, între Poli și Universitatea Craiova. Pasa lui Cicl, dău și gol! Luis Nițu! Minutul 10 al partidei. Tânărul Luis Nițu marchează pentru a doua etapă la rând. A făcut-o și la Ovidiu pe terenul Viitorului runda trecută. Marchează și acum. Toată faza Craiovei a fost una deosebit de spectaculoasă, cu acea pasă sclipitoare, luminoasă a lui Cicâldău și finalizarea de fotbalist adevărat a lui Luis Nițu. Fotbalist care crește de la meci la meci. Iată aici atingerea magică a lui Cicâldău pentru Luis Nițu. Preluare largă acestuia. Îl fixează pe Târnovanu și scutură plasa porții ieșene. 1-0 așadar din minutul 10. Craiova conduce, Poli la Iași. Faza a plecat de la Nistor. A fost o continuă cu deschidere rapidă de scor și acum o lovitură de la 11 metri acordată de către arbitrul Cătălin Popa. La acest duel dintre... Da, îi dă peste picior Klimavičius lui Bancu. O neglijență a lituanianului Klimavičius, jucător sosit de la Dinamo la Poli Iași. Penaltii pe care se pregătește să-l execute Cicâldău, față în față cu portarul Iașiului, tânărul Târnovanu. Cicâldău, vă reamintesc, 8 goluri marcate în această ediție de campionat, poate duce scorul la 2-0 după doar un sfert de oră de joc aici la Iași. Cine s-ar fi așteptat la un asemenea debut de partidă? Cicâldău se apropie de balon, Cicâldău, gol Craiova! 2-0! Marchează, vă spuneam, cel mai în formă jucător al Craiovei, Cicâldău, a noua reușită personală din acest campionat, și Craiova decolează pe tabelă. După doar un sfert de oră, Craiova are 2-0 pe terenul lui Poli Iași și oltenii își simplifică meciul din această seară. După acest debut entuziasmant, este penalti, indiscutabil. Klimavičius îi dă peste picior lui Bancu. Ce imprudență face acolo lituanul, marcate de capitanul Craiovei în acest campionat. Craiova a ajuns la 13 goluri marcate din faze fixe. Să vedem și Târnovanu, gol Craiova, 3-0, marchează Bălașa. Mircea Rednic trebuie să arunce prosopul. Craiova se distrează la Iași, marchează și Bălașa. Târnovanu a avut o primă intervenție fantastică. A reușit să evite golul într-o primă fază, apoi Bălașa a îndeplinit o simplă formalitate. 3-0 pentru Universitatea Craiova pe terenul Iașiului. Revedem faza care duce la marcarea golului de 3-0. Andrei Ivan cu capul trimite periculos de lângă Brevel. Târnovanu are un reflex senzațional. Bălașa însă marchează ușor, cu toată poarta goală în față. Practic de pe linia porții trimite în plasă Bălașa. Nu a avut nicio emoție acolo, ar fi fost culmea să rateze, nu avea cum să rateze Bălașa. 3-0 așadar pentru Universitatea Craiova. Marchează și în acest campionat. O singură victorie au gazdele în acest sezon cu Cătălin Popa la centru, gol! Și ce gol marchează Iașiul prin fundașul Cosmin Frăsinescu, execuție fabuloasă a lui Frăsinescu, este 3-1 din minutul 52. Iașiul marchează repede de la reluarea jocului și cred că fanii prezenți pe stadion se gândesc deja la o revenire spectaculoasă. Reluarea este de atacant pur sânge. Senzațional golul marcat de Frăsinescu. Piliaceli surprins acolo. Frăsinescu
dă de lângă Ciosic și este 3-1. Iașiul reușește să ca la Ruibi, minge de urmărire, va intra și Andrei Crista în scurt timp pe teren. Centrare de Iriondă, gol! Minutul 69, 3-2, Iașiul revine spectaculos pe tabelă, marchează argentinianul Manuel Ignacio de Iriondă. Vom avea un final de meci incandescent aici la Iași. Cine ar fi crezut că Poli, după o primă repriză dezastroasă, va reuși să revină pe tabelă? E adevărat, Craiova a fost pasivă în această repriză secundă și de acest lucru profită gazdele. Excelentă pasa lui Platini și de Iriondo marchează cu execuție pretențioasă, dă din prima argentinianul fără speranțe pentru Piliac. O metodă prin care să redreseze echipa. Craiova apare ușor în derivă, apare acum Bancu, periculos, Bancu, gol! Nicușor Bancu, minutul 82, 4-2 pentru Craiova și cred că este momentul care clarifică situația în această partidă. Un gol pe care portarul Târnovanu îl are pe conștiință. Tânărul portar al Iașiului scapă mingea în poartă. Șutul lui Bancu nu a fost unul grozav. Târnovanu însă scapă balonul în poartă și Craiova respiră în această partidă ciudată ca desfășurare. Craiova a avut 3-0, Iașiul a venit aproape la 3-2. Bancu, spun eu, rezolvă meciul cu această reușită de 4-2. Iată-l pe Târnovanu, putea să evite golul. 4-2 așadar pentru Universitatea Craiova. Nicușor Bancu marchează al patrulea său gol în această ediție de campionat. Craiova avea nevoie de 4 meciuri până acum, de 2 ori a reușit să o bată pe Craiova, în alte 2 ocazii a pierdut. Să vedem acum Vlădoiu pentru Colici, gol! 5-2, Craiova face scor pe terenul Iașiului, o manita din partea echipei lui Corneliu Papură aici pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași. Un meci cu o desfășurare nebună, a fost 3-0 pentru Craiova, Iașiul a venit la 3-2, dar finalul de meci o aduce din nou pe Universitatea în prim plan. Golurile lui Bancu și Colici sunt golurile care limpezesc această partidă, clarifică situația acestei confruntări. Un nou contraatac rapid al oltenilor. Adevărat, defensiva rarefiată a Iașiului nu reușește să facă față la acest raid al oltenilor. Vlădoiu pentru Colici și bosniacul